Jos din mașină. Hai de jos, că nu sunt probleme. Fata la mașină. Mâinile pe mașină. Rapid. Și tu la fel lângă ei. Da. Lângă ei acolo. Percheziție corporală. Ai vreo problemă? Stați un pic. Spuneți pentru ce? Pentru că le-ai urmărit. Nu ai oprit la semnale, era să intri mine acolo pe motor. Nu, dar eu n-aș fi cu voi. Serios. N-am fost cu voi la mine. Pune mâinile pe mașină să te percheziționezi rapid. Sigur. Nu comenta că te încătușește. Te încătușește, te duc la sector. Pune mâinile pe mașină rapid. Uitați cum mai vine o mașină. Să vină. O să am martori, oricum suntem trei. Așa. Înțelegeți? Deci trebuie să existe și motive. Acolo. Da, există. Care motive? Cum care motive? Vrei să le mai repet o dată? Sigur, mă rog frumos. Te plimb, dar nu în spatele meu. De cât timp ai permis, băiatule? Eu? De 5 ani și jumătate? Da, ce se întâmplă când te ții după o mașină care are semnalele luminoase în funcțiune? Dar eu am locuit, în zona aia locuiesc, chiar acolo și n-am știut. Nu ai știut? Nu, am știut. Ai știut să te ții după o mașină de poliție care are semnalele luminoase? Dar unde? Când mergeam în spatele dumneavoastră și le-ați aprins și v-ați dus în centru. Deci am ce motive să mă duc să dau declarații? Că le-a prins fără motiv. Da, fără motiv, da. De ce n-ați oprit când le-am aprins? Unde? Cum dar unde? Eu nu sunt obligat să mă opresc. Serios? Sunt obligat să mă trag cât mai pe margine. Și te-ai tras, dacă nu mă trăgeam, eu intrai în mine. Nu. Păi lasă-mă pe mine cu domnul Rătanu. Eu dacă... Cine pula mea domnul Rătanu? Zici mie. A, nicio problemă. O să vorbesc cu domnul Rătanu. Vorbești, acum merge la... Da, vă spun, sub inspector Godea Dănuț. Merge și spune cu domnul Rătanu. Nicio problemă. Dumneavoastră ne știm. O să vorbesc, că cine pula mea, Godea Dănuț, nu? Da. Bun. Zici să mă caute, chiar îl rog frumos. O să-i spun că, da, m-a adresat cum m-a adresat. Hai să le facem o persoană nu da buletin. Eu, sau ăsta în zonă, nu am buletin. Da, vă dau datele. Da, dacă nu îi duce la sector pentru o verificare, că noi în date nu putem să știm. Poate el îmi dă datele lui Faisă sau lui nu oprește la semnal și intră în mine. O să fiți conduși la sectorul Poliției de Frontieră Poieni pentru o verificare amănunțită. Lejer. Nici nu mă tem pentru nimic. Vă urmăresc pe jos? Ne urmărești. Nu, vă... Ne urmărești tu pe noi. Merg după noastră.